geometria. Da, am corect. Mai pierdem timpul. A fost alger și acum facem geometrie. Așa. Să vedem. Începe să... În ipoteza ABC de trapez. Deci ABC de un trapez. AB paralel cu CD. Deci, ipoteză A, B, C, G, trapez. AB paralelă cu CD. În care precizăm că AB paralelă cu CD. CD. AB egal 30 cm. AB egal cu 30 cm. DC egal cu 20. DC, da? Da, da. Egal cu 20 cm. M aparține lui AD. M aparține lui AD. De. Astfel încât AM supra AD. Așa încât AM supra AD egal cu 4 pe 5. AD egal cu 4 pe 5. 5. M aparține lui CB. N aparține lui CB. Cu mână paralelă cu AB. Mână paralelă cu AB. Mână intersectează AC în punctul P. Mână intersectează AC în P. Egal cu mulțimea ferată din punctul P. Și tot mână intersectează BD în Q. Mână intersectează BD în Q. BD egal cu punctul Q. Adică diagonalele. Să vedem ce e. M și N, asta nu am urmări figura. Deci urmează acum să ne dăm seama de exact. Să calculăm concluzie, să aflăm lungimea segmentelor NP. NP egal cu cât. PQ egal cu cât. Și QN egal cu cât. QN egal cu cât. Cu cât. Da. Asta e tot. Deci facem un trapez, așa zice problema. Ne ajută să facem și notațiile, dar știm cine e paralel cu cine e trapez. Deci un trapez, ABCD. Așa, un trapez. Oarecare. Adică nu luăm isoscel, nu luăm dreptunghic. AB paralel cu CD. Asta e de 30 și AB e de 30. Jos să spun. AB 30 și CD e de 20. AB CD. Ca să fixăm un sens de rotație, de notație. Da? AB CD. M aparține lui AD. Mâini. Dar nu-i oricum. Încât am e 4 și AD 5. AD. Deci, atenție. Am, pe tot AD-ul, e 4, 5, 5. Adică îl împart în 5 pe tot AD-ul. 1, 2, 3, 4, 5. Deci am împărțit în 5 părți. Și am pe tot AD-ul. Am, eu par, e 4, 5, 5 din AD. Adică aici este M. Uitați, am pe tot AD-ul 4 din 5. El a fost împărțit în 5, 1, 2, 3, 4, 5 și noi am luat 4. Am pe AD 4, 5, 5. Da. Trebuie poziționat cu foarte multă grijă. Nu-i pe CB, nu-i pe CB, dar cum? MN paralel cu AB. Ducem MN paralel cu AB. Adică prin M ducem paralel la fie la AB, fie la DC, că ele sunt paralele. Vine mai ușor să mă la DC de sus. MN paralelă cu... Și N-ul pe cine este? Pe CB. Aici este N-ul. Știți voi cât este CN din tot CB-ul? Tot 4 pe 5. Tot 4 pe 5. Deci dacă ar scrie raportul CN supra CB, 4 pe 5. Nu, CN. NB supra CB. NB. Da. Ca să fie 4, da? Da. Deci, NB. Și cum NB supra CB. Cum justificăm? Mai întâlnesc paralela.
Pentru că M, N, paralelă cu... Cu DC sau AB. Cu DC sau cu AB, înseamnă că împarte pe acestea laturi neparalele în același raport de asemănare. În același raport. Că dacă aș prelungi, iată cum ar veni. Astea s-ar întâlni într-un triunghi. Da, dar se și vede că sunt... Dar se vede, dar acum scriem chestia asta, da? Deci, așa îmi zice. Mână, cum, scriem treaba asta. Mână paralelă cu AB și paralelă cu DC, oftim. Și cum avem că, dacă vreau DM supra toată DA, poți să vedea și așa. DM supra toată DA, DA, egal cu CN supra toată CB. Dar nu CB, NB. Uite că am zis aici așa, DM, fete de azi, DM supra toată DA. Supra DA. Atunci ce e N supra toată CB. Așa, deci ce e N supra toată CB și egal cu 1 pe 1 asta și 5 asta altă. 1 pe 5. Deci este o cincime. Dacă scriu M, A, M, A, supra toată D, A, supra D, A, este egal cu N, B, N, B, supra toată B, C, și este egal cu 4 pe 5. Da? 4 pe 5. Dacă mă refer la bucățica asta mică, este o cincime din toate. Dacă mă refer la M, A, sunt celelalte 4. 4 cincime. Bun, dar eu am scris asta așa, fără să mă uit, dacă mai trebuie, ca și idee, pentru că nu e paralel, mână paralel cu AB. Mână intersectează cu pe AC, mână intersectează pe AC, pe diagonala asta, într-un punct P, iar mână intersectează pe BD, mână pe BD, tot mână pe BD, pe cealaltă diagonală, într-un punct Q. Mână într-un punct Q. Da? Într-un punct Q. Deci, repetăm. Mână intersectează pe AB, AC, egal cu punctul P, și mână intersectează pe BD într-un punct Q. Se cere să aflăm MP, cât e de mare MP, PQ, deci MP, adică toată asta, MP, PQ, se cere PQ, și se cere și pe PN, cred că. QN, QN. QN. Păi QP nu e egal cu AB minus DQ pe 2? Care? QP. Q. P. P. E AD, AB minus DC supra 2. AB minus DC supra 2. Dacă îmi spui DC, eu o iau de bună. Pentru că este o teoremă într-o carte, într-o practică în matematică. Dacă nu știu... Sunt de 5, sigur. Păi eu nu știu. Dacă nu știu carticica ce zile, nu știu. Trebuie să-mi faci dovada clară că e adevărată chestia asta. Da? Deci dacă... Cum dovedim asta? DMQ... DMQ este... Triunghiul DMQ e asemenea cu triunghiul AD... Mai notăm acolo cu un S, punctul ăla. Cum spunem, Miluna? Punctul ăla de intersecția medianelor să notăm cu un S. Medianelor. Să diagonalele. O. Da. A diagonale. Da, da. Punctul de intersecție al diagonale să notăm cu O. Și triunghiul DMQ e asemenea cu triunghiul DOA. DMQ. DMQ ăsta mic. Da. E semnul cu care? Nu. DMQ ăsta mic e asemenea cu ADC. O, A, D, C. D, M, Q. O, A, D, C.
Păi, ca să fie adevărat... Pentru că MQ e paralel cu AB. MQ e paralelă cu AB. AB. Și DMQ... DMQ e asemenea cu cine? DAB. Cu DAB, da. Da, nu eram atent. Deci, fiindcă MQ e paralelă cu AB, atunci știind că ăsta DMQ, DMQ, este asemenea cu DAB, cu o paralelă, dus să face un triunghi micuț, iată aici acest triunghi, care asemenea cu triunghiul mare. Ideea este așa. Dacă duc o paralelă, triunghiul ăsta de aici, cu triunghiul mare. Da. Și e comun. Care? Știm de ce. Unghiul D e comun, da. Știm de ce sunt... Deci știm de ce. Da. Și mai avem triunghiul P. Hai să vedem, nu? Hai să vedem că vrea să întreb. De ce? De ce? Ducând o paralelă, de ce se formează? Uite, într-un triunghi M, N, P, și E, yes, E, F dusă, de ce formează triunghiul ăsta asemenea cu ăla mare? Pentru că are unghiul E comun, da. Unghiul E congruent cu unghiul P. Unghiul E cu P și suficient. Dacă două unghiuri sunt congruente... Unghiul. Unghiul, la cazul asemănat. Și atunci și F cu N. Și unghiul F, prin, să subînțelege, va fi cât N-ul. Și atunci poți să scrii raportul de asemănat, da? Deci știți bine cum scrii raportul de asemănat. Și minunea asta mă deamnă să fac acum. Fiindcă M, Q e paralelă, hai să-i facem planul. Îndată vom scrie raportul de asemănare și când zici M, D supra tot D, A, știi cât este M, D supra D, A. Este o cincime. Și atunci când continui cu M, Q supra D, B, cum pe, D, pe A, B o știi toată, e dată la B? Da. 30. 30. Apoi 30. Și o cincime voi găsi. Deci te-ai descurcat cu mâchiul. Da. Te-am înțeles. Triunghiul C, P, N, e asemenea... Dar cu mâchiul. Cu mâchiul. Dar tu n-ai pe mâchiul de aici. Nu-l la aici. Da, o să ne ajung. Bun. P, N, C, e asemenea cu triunghiul A, B, C. P, N, C. C, adică ăsta de aici, micuțul. Da. E asemenea cu A, C, B. Da. Din același motiv. Deja le scriem asta. Hai să le scriem de acum, că povestea merge. Simțim că e corect și merge să redactăm. Adi, te rog să începi. Bun. Deci... Rezolvată, da? Da. D, M, Q e asemenea triunghiului de AB. Scriem așa, cu M, Q. Paralelă. M, Q paralelă cu AB. Da. Rezultă. Rezultă din teorema fundamentală la asemănare. Da. Rezultă că triunghiul DMQ este asemenea triunghiului DAB. Cu DAB. Și de aici rezultă. Deci a rezultat teorema lui Thales. Da. Teorema fundamentală asemănării. Da. Dacă sunt asemenea, acum scrie raportul de asemănare, adică... Triunghiul D... Ai scris că triunghii sunt asemenea? Păi da, și acum se scrie că triunghiul D, M, Q, supra triunghiul D, vrei să scrie triunghiul D, M, Q și dedesubt o să pui triunghiul D, A, B. D, A, B. Și acum două puncte. Două puncte. D, M... D, M... D, M egal cu M, M, Q... Da. Egal cu? Egal cu DQ. 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 Supra DA, deoarece ne uităm la QM și spre QM se uită unghiul D, care e comun. Așa. Și D se uită spre AB. AB. Dar tu ai zis DM, atenție. Când ai zis DM, DM. Din triunghiul ăsta DM se uită unghiul Q. Q. Q este cât B. B. Ca fiind corespondent. Da, și unghiul B se uită spre tot DAB. AD, da? Supra-AD. Da. Supra-AD, corect. Egal cu MQ. MQ, unghiul D. Da. Și unghiul D se uită spre AB. Se pui obligatoriu AB. Și DB. Ultima și... care ne mai rămâne. Ah, DB. Și acum, echivalentul. Hai să le transcriem în ceea ce știm noi. DM.
Nu îl știm. DM supra AD am făcut noi. DM supra AD. A, da. 1 pe 5. 1 pe 5. Vom scrie 1 pe 5. Egal cu? Egal cu MQ. Nu-l avem. Da. MQ totul supra. Totul AB. Supra AB care e 30. Da. Egal cu DQ care nu-l avem. Da. Supra DB. DB. Care nu-l avem? DB. Supra DB. Așa, acum... primele două. Da, luăm pe primele două și o să avem așa. 1 pe 5 egal cu MQ supra 30. Da. De unde rezultă că MQ egal cu 6. 30 împărțit la 5. MQ egal cu 6. Deci am aflat MQ egal cu 6. 6 după aia. DQ. Să lăsăm și pe Anca. DQ egal cu... pe MQ l-am aflat că e 6, da? Da. Acum ce vrei să faci? Se întoarcem în triunghiul NPC asemenea cu triunghiul ABC. NPC asemenea cu ABC. Deci pe care că P nu e paralelă cu AB. E teorema fundamentală a Hai să lăsăm să vedem ce ne spune. Deci, spune M, până, vorbește. Până, paralel cu AB. Da. Rezultă că triunghiul... C până. C până. Domn profesor. E asemenea? Aici o să ne ajute că MQ egal cu până. Pentru că MQ e paralel cu AB, până e paralel cu AB și rezultă că MQ e egal cu până. Și atunci ne ajută aici asta. Ajungem chiar acolo, da? Da, să scriem chestia asta, să o dată în plus să vedem treaba asta. Zim, te rog. Asemenea cu CAB. Cu triunghiul CAB. B. Și de aici rezultă că... rezultă că... la numărător ce laturi? Are triunghiului mic, și noi? CP supra egal cu egal cu PN egal cu CN CP supra CA PN supra AB PN supra AB și CN supra CB CN supra CB echivalentul. Noi știm cât e C, N, P, C, B, totul în 1 pe 5. Am aflat că N, P, N, am văzut deci, acolo, acolo, sus. Așa. Da. De acolo. Deci, C, N, supra, C, B este 1 pe 5, da? Da, da. Deci aici e egal cu 1 pe 5. Și atunci zicem, C, P, nu mă interesează supra, C, A, nu am treabă. E egal cu C, N, P, N, supra, A, B, tot. Adică 30. Și egal cu 1 pe 5, nu? Da. Și aici se vede foarte tare, clar, că PN e egal cu 1 pe, e egal cu 6. Egal cu 30 pe 5. Da, și egal și cu QM. MQ, da. MQ. Deci voi pune aici că PN, PN e egal cu M, PN, cu MQ și egal cu 6. PN cu MQ și egal cu 6. Iată că am rezolvat, știu pe MQ cât pe N și egal cu 6. Q, N, nu știu. Da. Q, N, da, nu știu. Eu... ai greșit. P, C, supra A, C, egal cu 6 pe 30, egal care? Cu... acolo. Deci C, P, avem... supra ce? Da, egal cu 6 supra 30. De unde? Că până e congruent cu MQ. Păi 6 pe 30, tot o cincime mai. Și-am mutat asta, am spus. Ok, dacă o cincime. Așa. Și pentru ce am scris relația asta? Nu știu, ai vrut tu, dar... chestiunea că eu trebuie să mă întorc. Și să spun că triunghiul AOB e asemenea cu două C. AOB? Cu două C. AOB, B, cu două C. Două C, asta da, sunt asemenea triunghiul acela. Și nu ne ajută. Nu prea ne ajută. Tu uite-te că ai nevoie de M, P. Și trebuia să vă duceți la triunghiul asemenea A, M, B cu A, D, C. Asta-i.
Care e A? Dacă o luați pe A, pe M, P, A, pe A, M, P, cu A, D, C. Deci paralela dusă la D, C, pe M, P. Și plecați deodată de acolo. Da. Eu... Cum să zic, elevul de pentru mine este... Suntem în P deodată. Deci trebuia în P. Dar nu e nimic. Antrenamentul acesta... Faptul că s-a aflat-o pe mânchiu tot vă ajută. Asta da. E bun. Da. Dar ai antrenamentul făcut exact. Este bun. Numai că nu ne-am dus pe ce trebuia concret. Dar acum, de ce luați triunghiurile astea, domn profesor? Sigur. Asta că le-ați luat pe prima dată foarte bine. Mânchiul ăla vă ajută că l-ați luat, că l-ați făcut. Bun. Bine. Hai să ne ducem acum la ce... Pentru că trebuie să-l calculați pe MP, luați triunghiul care îl conține latura. Pe MP. Deci, zice MP paralelă cu DC. Corect. Deci. Cine poftim, Adi, hai. Deci, cu MP e paralelă cu DC. Deci, MP paralelă cu DC. Rezultă din teorema fundamentală a asemănării că triunghiul MPA. Da, MPA. E asemenea triunghiului ADC. Da. Deci rezultă că triunghiul MPA Hai să spunem triunghiul MPA supra triunghiul ADC. Vom și virgulă și avem așa. MP supra egal cu PA supra egal cu MA supra. Și avem așa. AD. MC supra AD, da? MC. Da, de unde MC? De unde MC? Dar de ce tu ești MC? Sau? De unde MC? De unde MC? Azi, hai concentrează-te puțin. MP? Da, MP, așa poate, zis. Poate zici bine și eu am scris prost. MP. MP, da. MP, dacă da. Zici MP, atunci ce zici? Ce zici? MP, dacă am zis MP, ce să zic? Ce dacă zici? DC, așa. Supra DC, corect. Egal cu? PA. Unii PA, PA. Deci PA. PA. PA, AD. PA. PA. E văzut de unghiul de aici. Adică A cât? Dar mâi cât D. N-așa. Ca fiind corespondente. Și atunci D-ul se uită spre... AC. AC, da? Și în sfârșit trebuie... AD. Supra AD, da? Echivalent cu. Cum de umit? Am ieșit din problemă. MP. MP nu-l avem. Nu-l avem. Să zice MP. Supra DC. Îl avem. Cât este? 20. Egal cu PA. PA. Nu avem. PA supra AC. Și egal cu MA. MA care vă interesează. MA. MA supra AD. Da, și îl știți, 4 pe 5. ADI se urmăiască. MA, ADI. MA supra AD, pa da, 4 pe 5. 5. Egal cu 4 pe 5. Adică MA. Da. MA supra 20 egal cu 4 pe 5. Și MP va fi egal cu 16. Și am aflat pe MP. Uite, pe MP dăm răspunsul direct. MP egal cu 16. Și acum ce s-a pe QP? QN? QP. Și pe QP repede, că îl știți pe MQ. Da. Dinainte. QN, cum aflăm pe QN azi? QN. QN, păi în DBC. DBC și paralela QN. Da, QNB. Și QN cred că este tot atât de mare. Da, și tot 16. Tot 16. Exact. Fii QN se compune din MQ și QP, celălalt se compune din PN și QP. Și cum PN e cât QP demonstrat, e clar că tot atât. Tot 16. Acum și QP e simplu, că l-aveți pe MQ făcut. Am răspuns, deci QN. QN e cam tot cu 16, nu? Da, și mai aveți QP. Și pe QP, QP să-l aflăm. Să-l aflați, dar știți pe MQ că l-ați aflat? MQ 6. MQ e egal cu 6. Și pe MP care e 10. Și MP va fi egal cu 10, nu? Da. QP. QP, da. QP 10. QP egal cu 10. Termin corect.
Trebuie un pic mai multă atenție, vorbesc pe segmentele am care... Am pierdut un pic de timp, da. Dar nu e nimic, că a fost instructiv faptul că am arătat că mă Q e cât pe N. Da, da, a ajutat. Da. A ajutat, sigur că da. Sunt egale. Și de acolo numai asta trebuia. Dar mai rapid ar fi să-l aflăm pe P, M, P deodată. Ne dădeam seama că M, P este cât Q, N, din motiv că în raport cu DC se vede același lucru. Și atunci, cum asta e comună, astea erau egale natural. Și cum una este de 16, cealaltă o găseam de 6. Trebuia să facem tot. Trebuia să facem tot soamnă de aia de 6. Deci aia da. De 6. Una din ea. M-a ajutat asta. Da, da. De acord. Da, așa asta a fost problema. Mergem mai departe. Problema 16, de la pagina 144. De 16, de la 144. Normal, tot așa. Dacă e tot. Păi numai așa am văzut. Deci cum se spune? ABC de paralelogram. 16 de la cât? De la 144. 144. ABC de paralelogram. A, B, C, D. Paralelogram. Paralelogram. E este mijlocul laturii AB. E aparține lui? AB. AB, dar nu oricum. E la mijloc. E la mijloc, da. Adică A e congruent cu E, B. Asta vrea să spun, da? A F aparține lui BC. F aparține lui BC. BC, astfel încât F B supra FC. Așa încât F B supra FC. FC. Este egal cu 3 pe 1. 3 pe 1. Dacă A F intersectează D E în G. Mai adăugăm că A F da. Intersectează pe D E. D E. În G. Egal mulțimea formată din G. Aflați valoarea raportului. Deci, în concluzie, G E supra G D. Egal cu cât? G E supra? G D. G D. Egal cu cine? Asta trebuie să aflăm noi. Da. Nu se mai aude. Aha. Nu se mai aude pentru că cred că a căzut bateria. O pică tot bateria. Da. Uite ce primești. Da. Ia, să mă mere, da. Ia să figura să vezi. Da. Ce e să cred schimb. Hai, du-te, fă figura, nu așa tată, nu am vorbit. Nu știu, da, mă. Vezi că mă crezi urmărești. Am crezut că... Deci, ABC de paralelogram, cum fac? Paralelogram. Așa să-l facă. Două laturi paralele. Mai două? Paralele două câte două, dacă sunt mai două ade. Dar și vreau acum cu două paralele, ce este? Trapez. Trapez. E în mijlocul lui AB. E aici. Am uitat cum se mai des. F aparține lui BC. Lui BC. Nu oricum. Atât că F, B e 3. F, B e 3. Gata, vă auziți? Da, vă auziți. Deci ce spune problema? Să dea ABC. ABC de paralelogram. Da. E mijloc. E, este mijlocul lui AB.
că FB supra FC. FB supra FC de 3 ori. Ai făcut bine că da, ai împărțit în 4 și 3 sunt alegricile și FC are una singură, corect. Și aflu intensitatea pe D egală în punctul G. Mi se cere să aflăm... Raportul acela. Vedeți că am făcut colorat. GE supra DG. GE supra GD. Duce mijlocul lui DG. Mijlocul DG, iată Mirona vine cu inițiativa asta, să surprinde mijlocul lui DG, aici, cu R, da? R. Și? Și o să avem că A, D, R, E, paralelogram și... A, E, D, R, da, paralel. Da. Da, și ținutul paralel. Unim pe A cu R. Deci cum? Să unim pe A cu R? Da. La ce ți-ar folosi, Adi? Hai să... Ar fi diagonalele... Se... Nu, nu, să nu mai facem, mă, să nu... Domnul, să nu complicăm figura. Da. Dar... Ne uităm la gâia A și... Hai, haideți să lăsăm și pe ei cu inițiativa asta. Bine. Deci tu, Adi, te gândești, plânești pe A cu R, și atunci D, E și cu diagonala R se înjumătățesc și atunci apare un punct. Hai să facem și chestia asta. Da? Deci, important este să încercăm să valorificăm fiecare inițiativa voastră. Că așa trebuie să îndrăsniți. Deci punctul O aici. Nu O, O... Cu ce punct să notăm? O, că n-aveți. O, n-avem. Deci, vedeți? În clipa de față, a apărut O care e mijlocul acela. Și acum un triunghiul A, R, E, are triunghiul A, G, E. Un triunghiul care? Adică triunghiul A, E, G. De asemenea, triunghiului R, E. A, E, G. Triunghiul acela e asemenea cu cine? Cu R, E. R, E. De ce A, D? De ce A, E, G? E asemenea cu A, R, E. A, E, G. Cu A, R, E. Nu prea e asemenea, dacă stăm și ne gândim așa. Trebuie să ai două unghiuri congruente. Sau să dai un unghi și laturile proporționale. Dacă vrei cu D, A, E, A, E comun acolo ar veni. Sau, da, A, G, E cu D, G, C ar fi... A, E, G cu D, G... C. D, G, C. Dar dacă D, D, G, G, mai e problema să complic. A, da, G, E... A, G, E cu D, G, C, nu. Cu D, G, A, G, E cu D, G, G. A, G, E cu? Cu D, G, C. D, G, C. Păi D, G, C, nu e? Uite, alt să este. Da, eu am zis D, G, C, adică G, G, G. Așa? Păi, da. Păi nu mai este prelungire. Nu mai este A, E. Deci nu e prelungire acolo, nu mai e cartea voastră. Hai să privim cu multă atenție. În primul rând, cele de K, P, C, D, E, paralelogram, deci A, D, paralel cu B, C și A, B, paralel cu D, C. Numai dă că A, E, congruent cu E, B. Deci, D e mediană. D e mediană în triunghiul A... A, D, B. A, D, B. A, D, B, dar mă duc... Și cine D e? D e mediană între A, D, B, da. F, B, P, F, C, P, 3. G, E, P, C, T, S, A, P,
dacă nu ne întoarci, trebuie să ne întoarci la ipoteză, că nu degeaba FB pe FC e raportul acela. Și AE cu EB. Și AE cu EB. Deci aceste două lucruri trebuie să le avem în vedere în tot ce facem acum. Bun, și punctul ăsta, că l-am găsit acolo la mijloc. Așa, cum să privim, povestea este să ne putem duce la două triunghiuri, să fie asemenea aceea, și apare raportul GE supra GD, da? GE pe GD. Vă referiți la triunghiul RE cu RD? RE cu? RD. A, R, D, dar A, R, E cu A, R, D sunt chiar congruente, adică. Uh-huh. E diagonală și diagonală parte în două unghiuri congruente, care sunt, dacă sunt congruente, sunt și în raport de asemănare de 1 pe 1. Sau A, R, E cu A, F, B. Dar de ce tragi tu pe A, R, E? A, R, E cu? A, F, B. A, F, B. Ce motive ai tu de aia R-E cu A-F-B? Și dacă scrii raportul, nu îți intre G-E supra G-D. Nu îți intre. Păi G-E supra G-D putem spune ca D-E pe G-E. G-E pe G-D egal cu? D-E pe G-E. Adică... D... Deci, dacă tu vrei să faci un raport de proporționalitate altul, sigur, în loc de GE supra GD, te poți întreba și de GE supra DE. Că dacă afli raportul GE supra DE, afli și pe celălalt. Da. În da. Scădere. Da, AG supra AF egal cu toată DR supra DC. Mediană în AFB. De acord. Și FE e congruentă cu OE. FE e congruentă cu OE. De ce spui tu că sigur? De ce FE cu OE? Nu prea am motiv să zic că e congruentă. Dacă o unim pe O cu G. O cu G. Da, adică G-ul ăsta de aici, O-ul ăsta cu G-ul. Cine a fost? G-ul aici este? G-ul sau G-ul aici este? G-ul e sus acolo, domnule. G-ul este aici, da? Da. Și nu-i G de aici. Mă gândesc să unesc pe O cu punctul ăsta de aici, cu L. O paralelă prin F? Este ca și cum ar duce o paralelă. Nu vrem prin F când îi dă raportul? Deci, atenție. Unim pe L cu O. L, O e paralelă cu A, B și cu D, C. Corect. Din ce motiv? Că O era în mijlocul lui A, R sau în mijlocul lui D, da, E. Și
Deci este ca o diagonală. Este o linie mijlocie, dacă vrei, în trapezul A, R, C, B. Da? Și G, L e paralelă. Asta înseamnă că o taie și deci nu am dacă mai sergem un pic din ce am făcut noi, da. Și nu erau din problemă, domn profesor, și ducem o paralelă prin F la deci AB. Deci sunteți prin F la AB, pentru că avem raportul. Fără O-urile alea, deci lăsăm problema cum a fost. Așa. Da, dar fără L-ul ăla acela, fără R. Fără L, fără R și da. Să ducem paralelă prin F. Prin F la DC, pentru că avem raportul acela. Avem pe B sus spre DC. Da, și știm că ABCD e paralelogram. Și prin F ducând paralela. La DC, o taie pe AD în F prim, de exemplu. Pe AD în F prim, care este în același raport. Exact. F supra, nu F, în R. R, poftim. Și DR este una, da? DR este unul și celelalte sunt trei, da? Da. Bun. Dar tot așa o taie, ia să vedem. Și pe D e una, nu? Pe D e, nu știu. Dacă o taie? O taie, sigur, o și taie. Pe D e. Într-un punct ies. Da. Așa. Și întrebarea este D ies e una și S e S, câte părți? S trei? Aș putea să am acest lucru D, clar? S, am spus acolo, da? D, S și S e, dacă e 3. Deci aici S e, S, D și S e, S e să fie de 3 ori D, S. Păi triunghiul D, R, S, ăla e asemenea cu A, D, D, R, S este asemenea cu D, A, E. Corect, adică plecăm de undeva. Și atunci, fiind asemenea, înseamnă că raportul de asemănare se menține. Corect. Și R, S supra A e egal cu D, R supra D, A și egal cu D, S supra D, E. Da? Și ar însemna că îmi spun că am același coeficient de proporționalitate. Corect. Deci dacă asta este una, în partea asta vor fi obligatoriu 3. 3. Da? Să menține da. Raportul ăla. Bun. Dar noi, că noi nu trebuie să aflăm D, S supra S, E. Trebuie să aflăm G, E supra D. Da. G. Da. Și atunci, D, E supra G, E supra G, E. Da. G, S, da. G, D. Zic că stai ceva următoare la problemă, văd nu mai vine de barcoști. Asta este una din tehnicile care se apelează de foarte multe ori. Puteți să ne apelați dacă să știți. Da, haideți, dar de ce să ne apelăm? Că acum, uite, nu am văzut. Da. Deci like și share, cu siguranță. Like și share, cu siguranță. Deci este un moment în care nu vedem exact cum vedem, prindem raportul acela. A mai fost ideea să ducem pe la mijloc. Am putea să ducem la o pătrime. Aici mă întreb eu dacă nu cumva, ducând prin G, prin punctul ăsta, trebuie și chiar prin G. Tot stau și mă întreb dacă mi-aș permite să spun că trebuie și chiar prin G. Am da? Deci, dacă duc pe G cu M punctul ăsta, întrebarea este dacă G, M, e paralelă cu AB. Nu am... Am găsit eu. Fie A, F, că intersectat cu D, C. A, A, F... Cu D, C. Egal punctul H. Egal punctul H. Cu D, C. Da. Punctul H. Așa. Deci prelungesc asta. Da. Și egal punctul H aici, da? Rezultă din teorema fundamentală asemenea că H, C, F e asemenea cu H, D, A. Corect. H, C, F este asemenea cu D, A, H, H D, A. Pentru că da. F, C
E paralelă cu asta, fiind parte dintr-un paralelogram, se întâmplă chestia asta. Da, și rezultă într-un final că HG supra HD minus HG egal cu 1 pe 4 minus 1, adică HG pe DG egal cu 1 pe 3, rezultă că DG egal cu 3 ori HG, deci HD egal cu DG plus HG. E bine, de acum văd că l-ai pierdut și domnul profesor. Da, nu poți să vorbești așa. Da, repede să vorbești. Să urmări mușor. Deci, conform teoriei. Hai să scriem. Hai să scriem raportul de asemănare. Deci vom scrie ce? Deci ducem și noi prelungim. Da, prelungim, da, așa și scriem. Facem chestia asta. Deci prelungirea și așa. AF intersectează AF, intersectează AF, intersectează AF, intersectează pe DC în H. Egal mulțimea formată din punctul H. În triunghiul HDA. Și atunci, din cauza asta, cum CF, cum? Cum CF e paralelă cu AD, rezultă că triunghiul CFH, CFH este asemenea cu triunghiul HDA. HDA. Și de, din asemănarea asta îmi permis să scriu rapoartele de asemănare. Să zic FC, triunghiul mic deasupra, da? FC egal cu FH și egal cu CH. Dar la FC pun tot AD. FC supra AD. Da, FC supra AD. Egal cu FH. Imediat, Miruna, ca să luăm mai ușor, ca să vadă toată lumea. FH supra HA. Da? Supra HA. Și egal cu CH supra HD. HD. Și acum, în loc de AD, eu pot spune pe BC, că sunt egale într-un paralelogram, nu? Laturile opuse într-un paralelogram sunt congruente. Deci zic așa, FC supra BC, deci AD egal cu BC. FC supra BC este egal cu FH supra HA și egal cu CH supra HD. Dar FC supra BC, FC supra tot BC-ul este o pătrime. Îți trăi deasupra și nu vei. Deci egal acolo cu 1 pe 4. Da? Deci este 1 pe 4. Înseamnă că FH supra toată HA, tot 1 pe 4. Și tot așa CH, CH supra DC, egal cu CH supra, CH supra HD. Supra HD egal cu 1 pe 4. Așa. Și asta e 1 și asta rămâne să fie 3, dacă ar fi să împărțim, nu? 3 de astea. Adică de ce? Aș putea să spun că de ce? Egal cu 3 de ce? Egal cu de 3 ori HC. Corect. Bun. De la ce îmi folosește asta? Păi HD egal cu DC plus CH. HD egal cu HC plus CD. Da, și egal cu DC plus DC pe 3. Păi să scriem asta întâi. HD egal cu DC plus CH. HD, HD egal cu DC plus CH, nu? Ca așa am spus-o. DC plus CH. Și egal mai departe? De ce? Știm că e 3 ori HC. Da. Și avem DC plus DC pe 3. DC plus DC pe 3, ca așa am vorbit. Egal cu 4 DC pe 3. Egal cu 4 DC pe 3. Asta știm. 4 ori 4 pe 3 ori DC. Da, și aici zic că... Un pic. Hai să vedem și noi. Deci HD-ul este 4 pe 3. 4 pe 3 DC. 4 pe 3 DC. Deci HD-ul este 4 pe 3 DC. Da.
Și aici zice că între unghiul D, G, H. D, G. D, G. H. D, G. H. H. Da, avem aia paralelă cu D, H. D. G. G. H. Aia e paralelă cu D, H. A. E, E, E. Da, paralelă cu asta, da. Da. Și atunci, conform teoremei fundamentală de asemănare. Deci, în triunghiul D, H, D, G, H, triunghiul, poți spune, triunghiul D, triunghiul D, G, H, D, G, H, avem că D, H, D, H, paralelă cu AE. Și din chestia asta pot să scriu că triunghiul AGE, triunghiul AGE este asemenea cu triunghiul AGD. HGD. HGD. Și atunci voi scrie că AG, supra. Ia să scriu aici. AG, supra. HG. AG. Supra. AG. Supra. Ia să vedem. A. AG. Supra. HG. HG, da. Da. AG supra H. G. Dar hai să scrim cum ne-am obișnuit, să scrim mai întâi laturile. Deci, fiindcă AG egal cu GE, GE și egal cu AE. Da? Le-a scris laturile triunghiului A, G, E, Adi. A, G, E. Deci am zis A, G, G, E și A, E. Și acum, A, G, A, G este privit de unghiul din E. Unghiul din E este cât unghiul din D. Deci e D, G, H. G, H. N-am scris G, H. După aia G, E. G, E. Se uită unghiul din A. Ia e la așa. Care e unghiul cu ongruen cu H sau cu ce? Cu, ăsta e cu H. Atunci e D. Supra? D e. Supra D, G. D, D, G. Da? Încă o dată, Adi. Ai zis G, E, da? Da. G, E este privit de unghiul din A. Unghiul din A. Ai cu ongruen cu unghiul, unghiul din H. Unghiul din H, că este separat. Da. Astern interne, da. Și spre unghiul din H privește spre D, G. Așa. Supra D, G. Egal cu A, E. A, E supra H, H, D. H, H, D. Corect. Supra H, D. D. H, H, D. D, da. Și acum hai să scriem A, G, deci A, G, supra G, H, A, G, supra G, H, toată lumea este atent, ca să nu greșim. A, G, supra G, H, egal cu G, E, supra G, E, supra G, D, și am pus mâna pe raport, exact. Sunt foarte bucuros că am pus mâna. Exact, G, G, E, supra G, D și egal cu A, E supra H, D. A, E care e jumătate din A, B. Deci egal cu A, E în loc de aia zic A, B pe 2. A, B pe 2 și H, D care l-am aflat. H, D care l-am aflat mai înainte, dar 4 pe 3, D, C. HD, HD, care este 4 pe 3. DG. 4 pe 3. DG. AB. Da, AB, corect. Că A, DG e cât AB. Corect. Da? Și AB cu AB se simplifică. Și va fi egal cu 1 pe 2. Supra 4 pe 3. Și egal mai departe, mulțim prima cu a doua răsunată. Și egal cu 1 pe 2. 2. Ori 3 pe 8. 3 pe 4. Și face 3 pe 8. Asta. Egal cu 3 pe 8. Da. 1 pe 2 ori
4 pe. Gata. Așa, ori 3 pe 4 face 3 pe 8. Hai să vedem încă la programul. Like și share. Like și share. Sigur că da. Nu uitați de like și share. Dragilor. Nu costează, vezi că poți să construi și în afară. Nu e prost de aici. Nu, problema este dificilă pentru că dacă nu te prinzi cu construcția asta, nu ai șanse, nu? Asta e. Da, ne-am învârtit și noi, dar degeaba. Hai să vedem cum ar fi meritat, cum ar fi fost anticipat ideea. De ce nu ne-a venit în minte? Pentru că noi aveam ca ei paralelă cu DC, dar ea iese pe înține paralelă și cu prelungirea ei, nu? Uh-huh. Toată dreapta. Și atunci, ideea de a o prelungi vine de aici, fiindcă vrem să apară GE pe GD. GE pe GD, trebuie să apară un triunghi încât să fie ăsta AGD, AGD asemenea cu cineva. Mm-hmm. Cu cine putea să fie? Decât cu DGH, DGH, că ăsta care trebuie prelungit. Deci, noi trebuia să mergem invers. Ce îmi cere problema? Corect. Îmi cere să arăt că GE supra GD. Chestia asta că GE pe GD, bine ar fi, visăm. Bine ar fi ca triunghiul AGE să fie asemenea cu un alt triunghi, dar din paralelismul ăsta ți este spus, fiindcă vrei paralelismul ăsta în care intră AGE, apoi trebuie AG prelungită până se întâlnește cu DC. Iar așa fie asta prelungită, fără să fim să înțelegi motivația, Melu are dreptate. Nu vine în minte să fac chestia asta. Corect. Eu trecem la următoare și mă întrebăm pe cine. Vă băgați la cap, poate stai o secundă, Miruna. Din clipa în care ai prins... De la test. Deci când, vezi, te poți duce... Atenție multe ce vreau să fac acum. Atenție. Când ești în problema asta, într-o problemă dificilă, în afară de faptul că o abandonezi și la cealaltă problemă, trebuie să te legi tot timpul de ipoteză. Măi, ce îmi cere? N-am mai insistat de multe ori. Și am spus, când nu te prinzi deloc, trebuie să desfaci concluzia. Da. Mi se cere să arăt că G e pe GD. G e pe GD, atunci, ca să aflu G e pe GD, trebuie să prind un triunghi în care se intre GE, un alt triunghi în care se intre GD, ca să fie triunghiul ăsta asemenea, ăsta, GE, și din paralelismul ăsta, ți este telefonat că trebuie să te duci de la triunghiul AGE și cu un triunghi în care să am pe GD și să fie în prelungire ca să vorbesc de asemănare. Și să avea un vârf, corect. Deci trebuie în acel al treilea vârf al triunghiului. Și al triunghiul care trebuie pus în evidență și trebuie, este acesta, că prelungirea lui DC datorită paralelismului și până când trebuie în H. Și atunci tu, așa și fi început. Măi, GE supra GD este egal cu AE, și merg pe ideea că e jumătate, AE supra DH. Eu invers aș face problema. Acum vreau să vă spun cum trebuia să mișcăm problema. Nu plac deloc variantele acestea în care fie construcția asta. Fie acesta te îndepărtează de problemă. Deci, atenție, te îndepărtează de problemă pentru că spune, dacă nu vine în minte, ce fac? Nu vine în minte. Și acum vrem să descoperim cum trebuia să ne vină în minte. De ce să ne vină în minte? Deci, hai să încercăm așa. Reluăm problema dintr-o altă perspectivă. Pentru că merită. Atenție, dragilor, și când dăm o problemă da? De asta, dificilă, trebuie să învățăm din ea. Să mai ștergem și de figură ce am construit noi aiurea. Sigur, trebuie și tot. La test. Ca să iasă. Atași mai eu, zic că vă dă test. Testul tău cu tot. Du-și, dă test acasă. Uite așa fac, ca să fie treaba. Faceți voi din nou construcția, din nou figura. Haideți să o punem de parcă acum. Dacă ai figura clară, da, foarte bine, lasă așa. Și eu am figura clară, nu mai... Nu mai știu. Bine, eu am știut-o că... A mea era clar. Am încărcat să bucările pe care încercăm. Deci, un paragraf.
Este și un paralelogram. Dar fii atent atunci. E vorba de, cum ai notat aici, parcă de aici. A, da, sus. A, B, C, C, D. D. E la mijloc. E la mijloc. Și nu degeaba. Și nu degeaba. Da, e la mijloc și nu degeaba. F pe aici, pe undeva. Da, a patra parte. A patra, deci împart în două dată. În două și pe care în două. Și acolo e F-ul. F-ul. Da. Și nu degeaba. Da, și A, F intersectează, din ipoteză. A, F intersectează D, E. Deci A, F. Intersectează D, E. D, E. În G. În punctul G. Și ce cere GE spre GD. Da. Tragem prin alungirea la... Nu, stai puțin. Nu, adi. Ne închipuim că nu știm nimic. Nu știm nimic, corect. Deci mă interesează GE supra GD. Deci GE supra GD. GE supra GD. Egal cu cine? Și zic, cum sunt în paralelogram. Corect. Latura A, AB, e paralelă cu DC. Da? Într-o paralelă, latura opusă sunt paralele. Și fiindcă mă interesează GE supra G, D, ce bine ar fi, iată pe GE ca intră într-un triunghi, GD în alt triunghi, nu intră. GD este, ia, o latură. Dar paralelismul acesta mă obligă să visez la varianta clasică care o am în general, l-am un triunghi așa, și paralela adusă, triunghiul de aici e asemenea cu ăsta de aici. Deci triunghiul de sus e asemenea cu ăsta. Eu l-am pe ăsta de sus. Mai nu l-am pe ăsta de jos, că e ciuntit. Deci îi lipsește colțul ăsta. Lipsește colțul ăsta. Așa trebuia să ne vină ideea. Corect. Da? Lipsește. Și atunci, din practica pe care o am paralela la una din laturi de termen de triunghiul asemenea, și eu am G, G, E, supra G, D, de arătat, mă obligă să prelungesc, să văd, să completez figura. Corect. Completez figura. Dacă eram atenți, din nou, învățăm din fiecare problemă. Da, învățăm, corect. Da, învățăm fiecare problemă. Deci, problema practică o știam. Paralela adusă formează un triunghi asemenea cu cel mare. Dar aici nu aveam triunghiul. Nu l-aveam. Da, dacă eram, acum am dat, dacă eram... Da, păi dacă, completarea da, aia. Da, atât. Da, exact. Deci, autorul ce vine, fie intersecția. Măi, băiete, dar spune-ne așa că ne lipsește vârful acela ca să ne plasăm da. Într-un caz. El când a compus problema așa a făcut-o șmechea. Da, da. Ați înțeles? E dur. Deci, haful intersectează DC, a zis. Da, da. Haful intersectează DC în H. În H. Dar noi în culise trebuia la asta să surprindem. Că îi lipsește probleme colțul ăsta și atunci el a prins-o așa. Uite așa a prins-o, da? Și atunci, prin ciuntirea asta, toți la paralogram, eu vă spun cum a construit el problema acum. Normal. Ce-a fost da? În capul ăștia. Ce-a fost în capul ăștia. Da. Fă chestia asta. Și acolo, numai raportul și cărta vă ieși sau de problemă. Și acum, hai să vedem acum. Uite un pic. Deci, prin această construcție, ne plasăm într-un caz concret și atunci triunghiul AGE este asemenea cu DGH. Cu triunghiul DGH. Și scriu raportul de asemănare. Foarte repede. Triunghiul AGE sus, AGE. Și de sus triunghiul DGH. Triunghiul DGH. Și încep. AE. AE. Supra GH. Corect. AE supra GH. Egal cu GE. Corect. GE supra GD. Atât a scris. Supra GD. Nu mai scriu pe cealaltă. Dacă vreți să o scriu și pe treia, dar așa e. Asta e mezul problemei. AE supra GH. Egal cu GE supra GD. Și dacă eu fac valoarea asta, gata e asta. Da. Și mă ocup de o parte, de AE supra GH. AE supra GH
GH este egal cu AE este jumătate din AB. GH? AE supra DH. DH. AE supra DH. Iată, te rog să fii atent. Da, 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 da. AE supra DH egal cu AE-ul este AB pe 2. Pe 2, corect. Și egal cu AB supra 2, da. Supra DH, că nu știu deocamdată. Nu știu, corect. Și egal cu, în loc de AB pot să zic DC, egal cu DC pe 2, supra DH. Da, și DH e formată din DC. Și DH-ul e format și din DC plus CH. Deci egal cu DC pe 2, pe 2 supra DH-ul care am zis că DC este DC plus CH. DC plus CH. H. Nu știu cum se atât, atât, da. Și egal mai departe cu 1 pe 2 îl scot în factor. Corect. Deci 1 pe 2. Copiii, urmăriți-mă că e atât de simplu acolo problema. Așteptați, așteptați. Nu mai puteți, da? Să terminați, dar nimeni, măcar să urmărească. 1 pe 2 ori DC supra DC plus CH. Așa. Și după DC la numitor. Corect. Și egal mai departe cu 1 pe 2 ori 1 supra DC-ul la numitor și-l distribui celor două și vin DC pe DC face 1 plus CH pe DC. CH supra DC. Da. Scriu supraetajat. Da, 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 da. Da. Și-au distribuit numitor și vine 1 plus CH pe DC. Dacă am aflut pe CH supra DC cât este, sunt cel mai fericit. Am nevoie de C, CH supra DC. Și faptul că am CH supra DC mă trimite spre ideea de asemănare. C pe C e H și e asemenea cu ăsta. În drum de o D-ahă, cu o D-ahă, da. Deci, vedeți cum este telefonat de acum. Deci eu nu mai fac efortul să mă gândesc, sunt aruncate lucrurile dacă nu sunt în înlățuirea asta. Deci am nevoie urgent de CH spre DC. Și asta mă duce, de unde voi pleca? Fiindcă ce e F paralelă cu AD, ce e F paralelă cu AD. AD, rezultă că triunghiul CFH, CFH este asemenea, asemenea cu triunghiul DAH. Da, DAH. DAH. Și fiind asemenea, da, scriu raportul de asemenea. CH supra DH. CH. CH. Supra DH. Supra DH. DH. Da. Da. CH supra DH. Egal cu HF. Egal cu CF. Ha. Ca și mergem. CF. CF supra AD. Egal cu CF. Supra AD sau BC. Sau BC chiar, corect. BC. Și CF supra BC, o știu că este 1 pe 4. A, 1 pe 3. Supra care? CF supra BC toată. A, supra BC toată. 1 pe 4. 1 pe 4. Adică de aici am că CH. Păi aveți raportul. CH supra CH supra DC, da? CH supra ce avem noi? CH supra, a, n-avem supra DC, noi avem supra DH. Așa. Păi îl scădem, domn profesor, că ce, scădem pe CH. DH. În loc de D, am DH așa. DH mi CH, scriu încă o dată, CH supra DH. DC plus HC. Da, deci. Le adunăm, nu? Egal cu 1 pe 4, lasă să scriu încă o dată așa. Așa. Și am nevoie de aici, DC, D supra DC. DC, dar DC e formată din DH și e formată din DC plus CH, domn profesor. Da, da, da. Și adunăm acum numărătorii la numitori. Deci adunăm numărătorii la numitor, da? Da. Și vine ce? Echivalent, cum a spune, CH. Adunăm sau scădem? Scădem, domn profesor. DH, DH scădem. E aia mare. Da, da. Scădem. Scădem. CH supra DH minus CH. DH minus CH, care înseamnă DC. Da. DC este egal cu 1 pe 3. 1 pe 3. Și gata, avem raport. Și aici am locuit. Da. Și face egal mai departe cu 1 pe 2. Ori 1 supra 1 plus 1 pe 3. Corect. Și egal mai departe cu 1 pe 2. 1 pe 2. Ori 1 supra 3 și cu 1, 4. Ori 3 pe 4. Da. Și face 3 pe 8. Terminat. Corect.
Deci totul trebuie dus în înlățuirea asta. Asta înseamnă funcția ți-am complet. Da. Deci am ghicit ce îi lipsea, m-am zis să fac așa, da, ne gândeam să construim interior, nu ne-am gândit să construim unghiul ăla în afară. Nu, 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 nu,